Într-unul dintre cele mai cunoscute fragmente evanghelice, Iisus ne-a mărturisit cum vom putea moșteni împărăția cerurilor. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Adevărat, zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei mai mici, mie mi-ați făcut. Sunt cuvintele Mântuitorului care și-au pus pecetea pe viața Sfântului Ioan al lui Dumnezeu, întemeietorul Ordinului Misericordienilor, ordin cunoscut și sub numele de Fate Bene Fratelli. Dar cum a ajuns acest sfânt să întruchipeze în chip desăvârșit cuvintele lui Iisus? Cum au fost începuturile vieții sale? Cu siguranță, cu totul altele decât ne-am închipui, atât de departe de Dumnezeu, încât nu ar fi părut cu putință să fie pomenit de-a lungul veacurilor. Însă la Domnul nimic nu este cu neputință. Să cercetăm așadar anii din tâi ai vieții Sfântului Ioan al lui Dumnezeu, spre a descoperi apoi lucrarea minunată a Domnului în sufletul său. Pentru aceasta să ne întoarcem în timp, la câțiva ani doar după descoperirea Americii, în anul 1495, când într-un sat portughez, Montemor o Novo, vedea lumina zilei Ioan Cidade Duarte. Era epoca marilor descoperiri geografice, a marilor navigatori, mai ales a celor născuți în Portugalia. Iată de ce, pe atunci, oricare tânăr de pe acele meleaguri visa o viață de aventuri, de călătorii nesfârșite. Lucru împărtășit și de micuțul Ioan, care la vârsta de doar 8 ani a dispărut peste noapte din familia sa. Cu o seară înainte, un pelerin găzduit în casa lor povestise despre călătoriile sale minunate. Oare Ioan a fugit, părăsind de bunăvoie familia sa, ori a fost răpit? Nu s-a știut lămurit niciodată. În urma lui, mama, răpusă de durere, nu a trăit mai mult de 20 de zile, iar tatăl s-a retras pentru tot restul vieții într-o mănăstire franciscană. Ce știm cu siguranță e că micuțul Ioan a ajuns împreună cu cerșetorii și circarii ce se îndreptau spre Madrid până la Toledo. Acolo, cum era sfârșit de puteri, a fost încredințat unui om binevoitor, majoral, care se îngrija de turmele contelui de Oropeza. Majoral l-a crescut ca pe fiul său, până la vârsta de 18 ani, când, ajuns în pragul căsătoriei cu fiica binefăcătorului său, Ioan fuge din nou. Aflase că regele Carol al V-lea înrola trupe împotriva Franței, care invadase Spania. După numeroase aventuri în lupte și pe drumuri lungi, în timpul cărora fusese de mai multe ori la un pas de a-și pierde viața, Ioan se întoarce în casa lui majoral și își reia munca de păstor. Dar nu trec 2 ani și află că regele spaniol pregătește de astă dată o cruciadă împotriva turcilor ce invadaseră Europa. Ioan se înrolează din nou și ajunge astfel până la Viena, care era asediată de sultanul Soliman al II-lea. După eliberarea cetății, trupele s-au întors în nordul Spaniei
până în apropiere de sanctuarul Santiago de Compostela. Ajuns aici, Ioan s-a gândit să se întoarcă în satul natal, în Portugalia, și a străbătut pe jos peste 600 de kilometri. Aflând apoi ce s-a întâmplat cu părinții săi, a fost cuprins de o durere profundă. Pentru prima oară și-a spus: sunt atât de vinovat încât trebuie să-mi petrec tot restul vieții, care este un dar de la Dumnezeu, făcând pocăință și slujindu-L pe Domnul. Ioan și-a oferit ajutorul unei familii nobile sărăcite și a sfârșit prin a avea grijă de ei, întreținându-i cu munca brațelor sale. Caritatea i-a deschis inima, îndrumându-l să caute un părinte spiritual care l-a sfătuit să citească Evanghelia și alte cărți duhovnicești. Cu ultimele economii, Ioan a cumpărat cărți spirituale și a început să cutreiere satele, vânzând aceste volume celor învățați și împărțind iconițe copiilor. În anul 1539 s-a petrecut un alt eveniment important din viața lui. L-a întâlnit pe Ioan de Avila, apostolul Andaluziei, care venise să predice în orașul Granada. Ascultându-i cuvintele, i-au trecut prin fața ochilor toate păcatele vieții sale. A alergat apoi la marele predicator și a făcut o lungă spovadă, după care a început să-și mărturisească și public faptele rele, făcând gesturi de pocăință ce au părut nebunie în ochii celor din jur. În cele din urmă, a fost dus chiar într-un ospiciu, unde bolnavii mental erau imobilizați și bătuți cu biciul. Ioan nu s-a împotrivit, ba chiar le-a spus îngrijitorilor să-l biciuiască mai tare, căci simțea că îi se cuvine pedeapsa. În schimb, a încercat să-i oprească, să-i lovească pe ceilalți bolnavi, spunându-le: de ce îi tratați cu atâta cruzime pe acești nefericiți, frații mei? Ar trebui să aveți milă de ei, să-i spălați și să le dați de mâncare cu mai multă caritate. În sine își zicea: să-mi dea Iisus Hristos harul ca într-o zi să am un spital unde să-i pot aduna pe săracii părăsiți și pe nefericiții lipsiți de judecată, pentru a-i sluji așa cum doresc eu. Nu după mult timp, s-a prezentat la directorul ospiciului și i-a zis: binecuvântat să fie Dumnezeu! Mă simt acum bine și liber de orice neliniște. Iar spre a dovedi aceasta, s-a oferit să-i îngrijească pe ceilalți bolnavi cu o seninătate și o caritate uimitoare. După ce a ieșit din ospiciu, a început să străbată întregul oraș Granada, îngrijindu-i și hrănindu-i pe cei nevoiași și bolnavi, din puțină agoniseală ce reușea să o câștige. Ba chiar cerșea pentru ei, îndemnându-i pe toți oamenii la caritate: faceți bine, fraților, pentru numele lui Dumnezeu, căci astfel vă faceți bine vouă înșivă. Era, cu siguranță, oglindirea rugăminții lui Iisus de a avea grijă de cei flămânzi, însetați, străini, goi, bolnavi sau întemnițați. Iată cum și-a luat numele ordinul ce avea să-l întemeieze, Fate Bene Fratelli sau Ordinul Misericordienilor. Au început astfel să apară donații pentru o casă în care Ioan i-a găzduit pe bolnavi, despărțindu-i în funcție de boala de care sufereau. Într-o încăpere pe cei care aveau febră, într-alta pe cei răniți,
iar o alta pentru invalizi. La intrarea în casă era un loc destinat drumeților și cerșetorilor care nu aveau unde să se adăpostească. Acestea se petreceau într-o perioadă în care, în spitale, bolnavii erau înghesuiți, fără să se țină seama de afecțiunile lor. De aceea, un medic al zilelor noastre, Cezare Lombroso, l-a numit pe Sfântul Ioan al lui Dumnezeu, creatorul spitalelor moderne. Ioan se îngrija de toate. Îi primea pe cei nevoiași, îi spăla, făcea rost de hrană și o gătea, spăla vasele, curăța podelele, spăla așternuturile și aducea lemne și apă. Cei care vizitau casa rămâneau uimiți de ordinea și curățenia de acolo. Încet, încet, toți cei care îl socoteau nebun până nu demult, acum îl numeau Sfântul. Roadele muncii sale atrăgeau tot mai multe donații, iar săracii și bolnavii vindecați deveneau infirmieri. Un înalt prelat din oraș a dorit să-i ofere protecția sa, însă i-a cerut să renunțe la straiele zdrențuroase și să îmbrace o tunică sobră. Apoi i-a dat un nou nume, Ioan al lui Dumnezeu. Dar țelul său rămânea mereu, prin trupuri să ajungem la suflete. De aceea îi chema pe cei mai zeloși preoți să lucreze împreună cu el în spital. Ioan arăta o deosebită grijă și față de anumite ființe păcătoase, prostituatele. În fiecare zi de vineri, în amintirea pătimirii lui Hristos, mergea în câte un bordel și îi spunea celei mai păcătoase femei: "Fiică, toți banii pe care ți-ar putea da cineva, ți-i dau eu, ba chiar mai mulți. Însă ascultă acum două cuvinte." Apoi cădea în genunchi în fața unui crucifix și îi vorbea de patimile îndurate de Mântuitorul și pentru ea. De multe ori, femeile se căiau, iar spre a le elibera și de constrângerile la care erau supuse, Ioan mergea la câte o doamnă înstărită pentru a obține prețul răscumpărării. Caritatea ce îi înflăcăra sufletul era atât de mare, încât odată s-a aruncat în mijlocul flăcărilor ce cuprinseseră spitalul regal, ca să îi salveze pe bolnavi. La începutul anului 1550, Sfântul Ioan al lui Dumnezeu s-a îmbolnăvit grav. Simțindu-și sfârșitul aproape, l-a implorat pe arhiepiscopul Granadei să achite restul datoriilor ce le avea pentru a putea elibera acele suflete rătăcite pe care le smulsese din ghearele prostituției. A încredințat spitalul în mâinile foștilor tâlhari, adunați de pe drumuri, care între timp ajunseseră infirmieri credincioși. În cele din urmă a îngenunchiat în fața crucifixului și așa și-a dat ultima suflare. Se întorcea astfel la casa tatălui, acela care, făcând mult bine fraților mai mici al lui Iisus, acestuia îi făcuse.